Kamera çek. Sunet. Çek. Microfon çek. Bună seara, çek. Bine ați venit. George, salut. Ai luat coronavirus? Dacă n-ai luat coronavirus, nu ai ce căuta aici. Glumesc, Doamne ferească Dumnezeu. Bine ai venit. Facem așa. O mică șeruire și dăm drumul la treaba. Astăzi am chef să joc cu italienii. Ia să vedem ce iese aici. Check. Rund. Vă așteptăm, vă aștept pe live. Așa, sorry, sorry, sorry. N-am știut că e băiatul ăsta. Pro. Știu că a făcut ceva mai devreme. Bun, ia să vedem așa. George, salut! Simi, salut! Marian Curtean, salut! Nu am luat din fericire, să știi, Borcă. Salut, veterane, respect! Păi nu avem noi talent, exact. Veteranii au talent, dacă tot se poartă acum vinerea. Bună seara, Paula Malfa. Păi am venit noi talent, exact. Damon, salut! Bună seara! Și Propașa, salut! Gaming, băiatul cu bere. Andrei, ia să vedem, salut, Paula. Am luat ISU 1. Bun, bun, dar mai ai. Eu îți recomand ISU 3. Saine, te salut, Paulică, de la C1002 ăla acolo. Stai așa că iar mi-am adus aminte că iar n-am dat jos modestia. Domnul Saine, ia sunt abonați. 1020, 1018 sunt. Ce să facem, tata? Bărino, nice, camarade, salut, bine ați venit, Burcă, ce-o fi zis săracu aici, că a zis, Brichetă, salut, Andrei Runceanu, intru și eu. Băi, fraților, astăzi am chef să începem, am dat și boscheții jos de pe tank, am chef să joc cu Italia, nu știu de ce, mi s-a pus mie pata pe Italia. Mă mănâncă și pe spate, e foarte cald, s-a încălzit în casă și nu mai stau, dau drumul. Ce să vă zic, bine ați venit, a venit weekendul, Doamne ajută, mulțumesc lui Dumnezeu că am mai trecut o săptămână cu bine, cu sănătate, cu dragoste în suflet și iată că vine și mărțișorul și intrăm în primavara. Simi, Paul, joci cu T345 dacă vrei. Deocamdată jucăm cu italienii, nu mai vreau ruși, nu mai vreau. Ba da, am jucat ruși, știi drept, am făcut două meciuri. Unul am făcut ieri, am și postat o poză, am făcut 8 kg cu 7-3 și acum am făcut undeva la 5-6-7 kg. Nu mai știu modestia asta, îmi cer scuze, stai că am început să mă urce pe aici. Iar am făcut cu 7-3, o super meciuri ce am făcut. Bodină a băgat aici grupul de Facebook, sunteți invitați pe grupul de Facebook dacă doriți, dacă mai poftiți. Dacă nu... Nu este absolut nicio problemă. Mai Alfa Pau face așa live peste proper meu. Băi, știi ce se întâmplă? Am văzut că e proper live, dar acum vreo două ore, dacă nu mă înșel. Chiar îmi pare rău, mi-am cerut scuze. Mă așteptam să se fie oprit, adică nici nu m-am uitat ce-i drept. La mine v-am zis că e inopinat, nu... Nu pot să știu când fac. Cu properul m-am gândit că nu durează așa de mult. Data viitoare nu se mai întâmplă, îmi cer scuze. Bă, Paule, eu miercuri, joi și azi am stat acasă. Ai luat corona. Ai luat și tu coronavirus, este? Credeți că Dumnezeu, dar de glumit, dar până la urmă e o răceală, mai e o gripă mai puternică. Sau poate chiar nici puternică, cred că e mai repede mediatizată de ăștia decât ceea ce credem noi că este de fapt. Sorry, de unde am vrut să dau în el? Ia uite că a băgat un bădin, a băgat și discordul. Paul la urmă mi-au dat bani pe ori. Paul la urmă mi-au dat bani. N-am primit, tată. Bună seara, proper. Îmi pare rău, tată. Îmi cer scuze, dar cred că ai mai mult de o oră jumate pe live-ul. Eu am crezut că s-a...
Eu am crezut că s-a terminat live-ul, chiar îmi pare rău, nici nu m-am gândit. Nici nu m-am gândit că mai ești live, ce-i drept. Bine ați venit, mă bucur ca de fiecare dată că sunteți la alături de mine. Și ce să mai dăm de acolo până acolo? 1018 abonați, ați văzut că s-a schimbat acolo 1000,02. Așa că suntem pe baricadă, dă-te boss. Bossulită. Stai așa, boss. Lasă-mă pe mine, mâncați aici noastră. Stai așa. Stai așa, să începe Paulica. Ce scuze, dar n-are loc camionul, frate. Să vină ei, nu se poate. M-am băgat cam prost și drept. Aha, uite-l. A fugit, mă, scârba, mă. Nu l-am văzut. Dar bineînțeles că nu mai vine acum. Nu-i nicio problemă, continuă cu live-ul, cât e monetizarea. Fabuloasa sumă de 31 de cenți. A, vorba voastră sau vorba ta, Bădină, bă, e un preț corect. La ceea ce fac și la cât mă prostesc, eu zic că este un preț mai mult decât corect. Da, e distruise-se, bula cap, cum l-am făcut pe ăla. Deci am dat într-o doară, zic, frate, hai să dau un pic în el. Doamne, ce target destroy am făcut, mă. Feno. Scuzați-mă. De fapt, n-am vrut să vă mai spun. Se numește Bless and Talent from the God. Cam așa e treaba. Cam așa este treaba aici. E foarte simplu. Dumnezeu pe mine mă iubește. Crește bugetul pe zi ce trece. Ianis, să știi? Mă știi? Bă, ai mai fost pe la mine. Cum să nu te știu? Ești ușor? Nu te faci și noi post. Nu te faci și noi post, amic. Ești ușor de reținut de la Ianis Hagi. You understand me? Mamă, că fac live-uri în engleză acum mai nou. Fiți atenți aici, fiți atenți aici. Bless and talent. Bun, Carpofel, salut! American Bios Power, Burcă, salut! Burcă, tu ești, stai așa că te știu de pe clan. Dândeva ești, Dândeva, dar nu mai știu cum îți zice pe joc. Dacă n-am mai intrat. Dândeva ești și un prieten de-al tău a fost mușcat de o viperă. Dar uite că nu mai vine acum. What? Ce era să cad acolo? Așa, viața e acordeoane, să știe. Frumoasă vorba asta, ce-mi place de mor, nu mai pot. Nice. Nici și noi pe ei. Ianis, auzi, domnule, frumos, ai încercat să te joci Battlefield 1. Am jucat, Ianis, am jucat împreună Battlefield 1? Nu mai știu. Am jucat și Battlefield 1. Dar devenisem prea bun la jocul ăla. Da, unde? Eram pielicică, eram pantaloni scurți. Da, sunt în Bihor. Măi, atunci te confund cu un băiat undeva, dar nu mai știu. Ăla era Burcea, parcă. Kilan, Cartofel, ia să vedem și Cartofel. Ce îmi recomand? Să iau o linie lui Tam sau Rocket Panzer? Tamul e bun. Tamul e ok, să știi. Tamul este un fel de Centauro. Este exact pe acolo. Ia o smisi, l-a omorât pe ăla. Ia, mă duc și eu un pic încolo.
Andrei, așa nu mai dacă ai jucat. Băi, am jucat foarte puțin. Am jucat, da? Eu știți cum, mi-am cumpăr un joc, dau o grămadă de bani pe el, joc poveste și după aia nu mai am niciun chef. Așa e la nenea Paulic. M-am băgat ca prost. Ia să vedem așa, Mihai, super, salut. Hiper, salut. Salutare, War Thunder, bine ați venit, dragilor. Nu am luat coronavirus, am avut o tuse urâtă și m-a durut capul și acum stau acasă. Mihai, super, salutări și live, mulțumesc mult de tot, War Thunder, salutare. Cartofel, nu știi ce spui, ți se pare, dar are mobilitate, Ianis, mai joci Battlefield așa, multiplayer, că mie îmi place mult. Băi, nu mai joc, am jucat foarte puțin, nu prea m-am omorât, uite, doamne, iată-mă să încerc, o antiaeriană sunt la ei în bază, hai să ne jucăm un pic cu avionul. Nu prea mai joc. Uite, am dat 2 milioane și ceva pe, cum îi zice, pe Call of Duty Modern Warfare. Ce mai joc? Eu nu mi-a dat drumul. Așa că acum chiar că am foarte puțin timp și sau dacă l-am, vin obosit și nu mai mi-a de dacă joc un pic ăsta și mă bag la son. Adrian, salut! Salut, dragii mei prieteni, dragii mei veterani. No way, mă, cum a venit de sus, mă. Mă, nu-i aud, nu-mi dau seama, nu-i văd, mă, nu știu cum dracu să fac, mă. Băi, ce mi-a dat o scârbă. Ia fiți atenți ce face Paulic acum. Mai am un backup acum, mă duc cu asta mică. Este o bestie pentru bereul său, KPZ. Oh, da, KPZ-70 e super șmecher. Super șmecher, da, e foarte bun. Ghiță, bună seara. Salut, domnul Ghiță! Uite, mă, Andrei! Uite-l, mă, cum trece, mă! Mă duc mai acolo! Mă duc mai încolo, că stau și stau degeaba! E bun, e foarte bun, KPZ-70! Mie îmi place foarte mult, adică eu decât să joc la 10-0, mai bine joc la 9-0, jur. Îmi place mai mult. Oleo! Hai să mă duc mai în față un pic. Dragilor, având în vedere că suntem în 15, nu uitați să-mi dați și mie un like, share, subscribe dacă e cazul, voi știți mai bine. Important e like-ul sau dislike-ul. De ce? Pentru că acum, fiind peste 1000 de abonați, suntem altfel promovați. Și după cum vedeți, când am făcut, am făcut pe 15 februarie, am făcut 1000 de abonați, suntem în 28 și am 1018, deci am făcut 18 abonați în 15 zile, nu-i rău deloc. Nu este rău deloc, boss. Și să mor de propria mea artilerie. Băiatul cu bere, bani și custom. Dacă ne strângem, da, de ce nu? Și mai ales unul de 20.000 de metri de petrolier rupe avioane dacă ne nimerești. O, da, am nimerit la un moment dat avioane și aproape vertical, jur. În squadră, în battles chiar. Foarte șmecher, foarte șmecher. Ha, uite-mă, iar am depășit 1000 de puncte. Băi, fac ce fac. Ia, fac ce fac și iar fac 1430 de puncte. Ce să-i faci, bă, băi, să lipezi de mine, efectiv. Deci, pe cuvântul meu, mi-e și rușine să mai spun calitățile. Mi-e rușine de mine, jur. Dom'le, să nu zică băieții ăștia că sunt modest, știi? Că nu sunt modest, pardon, adică să... Să nu-mi pierd calitatea de modest ce sunt eu de fel. Mi-a luat ganul, mă. Mi-a luat asta, mă. Mi-a luat... Ha! Mi-a duit țeava. Mi-a stricat țeava, mă. De-aia nu mai putem eu să o ridic.
Germania sau RSS? Eu aș merge pe Germania. Cheoteo, bună seara domnul brigadier, bună seara și vouă dragii mei prieteni. Răceală, mă chinuiți cu mucii de vreo săptămână. Dar n-are nimic, că ne facem noi mari. Bă, s-a refăcut ceva? S-a refăcut, da. Ia. În următorul World of War Thunder, băi, am avut o chestie foarte mișto. A tras unul în mine, eram cu BMP-1. A tras în mine, mi-a luat țeava, el a văzut. Eu când am fugit, el a tras într-un stâlp. Și după aceea el a venit după mine crezând că eu nu mai am țeavă și de fapt aveam rachetă, bă, și când i-am dat una, săracul a dus mort la datorie. Plictisitor, chei drept, plictisitor, n-avem ce să facem, dar bless and talent își spune cuvântul. N-am ce să zic, nu mă mai laud pentru că mi-e rușine de voi. O să ziceți că sunt nebun, o să ziceți că sunt lipsit de modestie. Dar uite, locul 4, pardon, vorbind cu voi, citind mesaje și iete că am luat și un... Și mi-au dat și 5 backup, să mă în ele. De asta vă zic, fraților, eu nu mă mai laud, mi-e rușine. Deci o să ziceți, bă, stai nesimțit, eu nu știu ce. Nu, frate. Talentul ăsta dă în mine așa prin transpirație, se emană ca transpirație și eu când dau drumul la live și la joc, mă, pur și simplu se emană, mă, mânca, faci curaj, ce să-i fac, mă? Am început să deblochez restul de tancuri și la rancurile mici la Germania, am luat tot. Ia să vedem tipsul, dacă ești cu BMP, tragi cu tunul să-l scoți afară și după dai cu racheta. Faza asta ieri mi-a luat cumva tunul. El a crezut că eu am rămas, m-a scos din luptă, el a venit după mine și când i-am dat-o, aleluia, 4500 research. Hai să încercăm să jucăm la bereu ăsta mic, pentru că vreau să jucăm cu IAR-urile, pam pam. Ăsta nu mă interesează, modestie, hard brand, 4033. Doamne, domnul, pe bună, la 40, ce, doamne? Ah, sunt astea românești. Scuzați-mă, era pe arcade. Ce dracu și ăla, 33? Pe 40. Și să joc cu el. Hai să încercăm să vedem ce o să iasă. Squad? Up, sorry, dacă vrei să joci squad cu mine, ești invitatul meu. Scuze, de la Hard Talent și Muci. Mai sunt și muci ăștia. Băi, hai să jucăm cu un 3-3 dacă te bagi. Vreau să joc și eu cu avionul ăstu. Și uitați-vă în spate ce frumos se vede bombărul ăla acolo cu Carmen. Nice, de la Italia băgat. Nice. Păi eu zic așa, hai să ne mai șeruim un pic. Pam pam pararam, pam pam pararam. Sunteți gata, vă aștept pe live, că vă spar cu bătaia și cu like-ul. Veteranii au talent, pam pam. Hai cu like-ul. Hai cu o vizită pe canalul de YouTube. Hai cu o vizită pe canalul de YouTube. Pam pam. Și bineînțeles le dăm aici, punem și un dă la așa, ca să știu omul că e vorba de like. Ce vroiam să vă mai zic eu? Băi, fraților, apucați-vă de live-uri, muncă multă și YouTube, viața e acordeoane, până acum am fabuloasa sumă de 31 sau 37 de cenți. La vreo 300 de filmulețe de monetizare. Deci este super rentabil YouTube-ul. Daniel Enache. Domnul Enache, ce faci, domnul Enache? Mulțumesc pentru ajutor la serviciu. Să nu uiți să-mi dai un like, că vorbim noi, nu-ți mai dau napolitane sau nu mai îmi dai tu napolitane.
Bine, ai venit, domnul Enache, ca să știe toată lumea aici, Dan Enache este colegul meu de serviciu. Unul dintre colegii mei de serviciu. Deci fii atent, domnul Dan Enache, face așa, se apasă aici și a, uite degetelor la sus, îl apeși pe el, uite, mi-a dat și eu un like acum. Mulțumesc celor care mi-au dat like sau chiar și dislike pentru că este gratis și nu mă costă nimic. Voice, n-am, nu prea am voce. Valentin 27, m-am dezabonat, nu e nicio problemă. Nu este absolut nicio supărare. Eu am cerut întotdeauna să se aboneze cei cărora le place ce fac. Dacă nu-ți place ce fac, aleluia, aceeași hartă. N-am cerut niciodată să fac bani și astea o știți foarte bine. Dacă vreți, uite, Valentin sau Daniel Enache, să văd ce pot. Fii atent aici. Fii atent aici, băul. Deci am emoții că mă vede Dan. Mai ești la muncă, mă? Nu mai ești, ai plecat. N-am cerut niciodată bani. Dacă vreți să vă uitați și în descriere, ia uitați-vă și în descriere să vedeți ce scrie acolo la donații. Eu întotdeauna am cerut să se aboneze doar cei cărora le place ceea ce fac. Uite, domnul Dan Enache nu prea să pricepe el cu YouTube-ul, dar s-a abonat pentru că mi-este coleg și prieten. Domnul Dan Enache, fii atent aici. Dacă te uiți pe hartă, hai să explicăm și lui Dan Enache. Fiți atenți aici. Cum să faci aici? Deci fii atent, asta este harta, da? Domnul Dan Enache. Stai așa să-l oprim. Asta este harta. Noi plecăm albaștri, plecăm de la aceste gureți și avem trei baze. AU, BU și CEU. Cei care, după cum vezi în partea de sus, ai o gradație. E, cel care rămâne cu cea mai mare gradație câștigă. Cum poți câștiga? Să omori toate tancurile inamice sau să deții cele trei baze sau minim două, ca atunci adversarului, uite, să-i scade. Noi având acum două baze, adversarului îi scade deja din punctaj. E vorba de un jocul, de fapt este un Counter-Strike, doar că este cu tancuri. Să văd ce poți. Salut, domnul Dracea, bine ai venit. Proper, am revenit foarte bine. Gata, am revenit. Vă mulțumesc mult de tot. Frumos slogan. Mai încolo, custom, da, dacă suntem, bineînțeles. GTA VC for life. Niciodată. Nu joc GTA, nu-mi place. Mi-a dat artilerie. Uite-l. M-a scos din joc? Nu m-a scos din joc. Ba da. Nu e bine, nu-mi place. E mai bun tankul ăsta ca mine. Sunt ca și mort. Sunt mort deja. IAR și rața românească. Acolo te joci low tier, vai. Aolo, te joci low tier. Băi, mă joc, am chef să joc cu avioanele la românești, dar uite că nu fac puncte să iau și eu avionul românesc. Uite, nu n-am și eu. Hai să vedem, încercăm. Vreau să joc și eu cu IAR-urile astea, cu România. Darcule, salut, Gustav! Pe Italia, Ana Paulică, băi, să știi. Chiar, mă, dacă tot e cu virusul acum, jucăm cu italienii să le mai ridicăm morala. Ah! Mamă, ce face, mâncați și Chilan aici. Domn Chilan, vă mai opriți? Nu vă supărați, iar mă ruinează ăsta. Ia uitați-vă ce tank puternic am. Nu dă jos un copac, mă. Doamne ferească Dumnezeu. Ce mai faci, Darcule, să trăiești? Valentin 27, ai vreo problemă cu fratele meu, Paul? Nu are, tată, e să bagă, se bagă, se mare și el chiar. Ce zici, moșule, nu mai zici nimic, fratele meu. Știa, voi sunteți aici. Valentin e băgat și el acum noutate, probabil, sau fi fost, dar n-a avut curaj să vorbească cu mine. Noi suntem aici, brigadier Gogule, suntem de mult, ne-am mâncat mulți ani în viață. Jur, ani, zile, ore, ce să mai zic de minute. Transpirații, umezeală de scaun, tapiseria intrată în anus, mouse-ul transpirat, ce de bine. Freddy Gamer Guiu, uite pe Freddy Gamer Guiu, acum, din 2016, știu, din 2000, nu, când m-am apucat, în 2017 decembrie, știu, pe Freddy Gamer Guiu. Brigadier veteranii, se mai spune. Eu acum am venit de la spital. Ce, Doamne, iartă-mă? Bă, toată lumea e la spital. Ce? Ia uite, bă, ce mi-a dat tot. Aoleo, nu mai știu cum cu Italia, mă fac de râs. Ce-i puțin, mă, frate? Paul, îl mulțumesc că m-ai ajutat să-mi formez o mică comunitate. Și o să o fac și mai mare, Gogule. Crede-mă, o să o fac și mai mare. Ce, Doamne, iartă-mă, mai jumătate, am jucat-o de noapte. Dane,
Ăsta e un meci de încălzire, Gogule. Când Paulică joacă prost, sunt meciuri de încălzire, înțelegi? Dar nu știu dacă mai fi Dan acum. Deci nu e ceea ce crezi. Ia uite, Gogule. Aoleo. Mamă, ce trage ăsta de rupe, jur. De unde? E mort în coteț, ea. N-ai. Ăla e sus, a dat bombele. Ne-am terminat, jur. Auzi ce dă ăla. Nici nu mai fluiera bomba lui. L-am pus aici. Na. Joj, realistic, așa am fost la nevastă mea, că o să fiu tată. Nebunule! Gata, tata, acum la nuntă. Ia uite-l, mă. Doamne, cât de prost pot să trag cu rahatul ăsta. A dus, doamne, iartă. Bravo, tată, felicitări atunci, barbă mustață, salut! Joj, realistic, da, realistic este asta, Gogule. Nu mai joc de mult arcade. Ia uite, au luat ăștia și gardul. N-a căzut. I-am dat doar un hit. I-am dat critical acum. Enemy kill assist. Și crezi că Antonescu a fost un general bun? Eu zic că da. Fără garda de fier vă spar să moară soacra mea. Eu zic că a fost un general bun, doar că, mă rog, astea au fost circunstanțele. Deci propă rupe aici asta kill-a. N-a rupt 5 bucăți. Joacă cu nemții, mă. Cu nemții joacă banditul ăsta. N-ai, mă, cum să nu rup ăsta. Ia să vedem și noi ce mai avem pe aici. Măi, Darcule, mă rog, mă bucur că vei fi tată. E cel mai frumos lucru în lume, să știi, pe lumea asta. Să-ți vezi copilul crescând. Comrade Stalin, nubule, știu. Domnul Stalin, n-am nimic de spus. Am început să joc și eu realistic. Oh, m-am apucat de Minecraft. Cred că ai făcut cea mai bună alegere. Să mă sinec, domnul Stalin. M-am încălzit de tot. M-am zgâriat și după limbă. Nu știu, doamne, iartă-mă pe acolo. Cred că ai făcut cea mai bună alegere astea, să te... apuci de Minecraft. Să înțeleg că nu mai joci o tană. Dar te ba, salut, demon, ho, da, Minecraft, iau, uite-i pe nebun. Minecraft. Bă, da. De ce jucați Minecraft-ul ăla? Ce are Minecraft? Eu nu înțeleg. Ce are Minecraft și n-are War Thunder? Ia să vedem ce mă așteaptă aici. Ce v-am zis? Dar ce, eu fi prost să stau? Mă duc să-mi țep ăsta repede. Ia uzec. Ce-a venit ăla pe mine? Dar că vin la botez, bineînțeles, George, am jucat vreo 3-a Minecraft. Salut, canadianul, a venit canadianul, ia să vedem. Ești canadianul, salut! Eu nu înțeleg de ce au omorât oamenii inocenți în 89 ca să îl apere pe cel sus, dar după 3 zile să-l execute. Dogule, aia a fost o conspirație, a fost o strategie. Ai. Burcă, Cosmin, mă bag cu Onisul 244, Android din România. Salut, Paul, salut, veteranilor, salut, brigadierilor, 24 de oameni pe live, nu uitați, dragilor, să îmi dați și mie like, share și subscribe sau dislike, ce, doamne, iartă-mă, mai vreți? Cine vrea să mai intre cu noi aici? Paul, dacă vrei să intri, uite, jucăm cu 3-3 și după aia ne schimbăm pe altceva. Vreau să joc și cu alea românești. Da, cu da Dumnezeu și măicuța. Doamne, pupați-i și ochii, dă și mie câteva kilo să intru și eu cu avioanele alea românești. Doamne, ajută. IS-244, Properman, salutare, Properman, CBR-ul, Paul, acum joc cu 3-3. Suedezii, stați-mă un pic. Au băgat tancurile deja, e update la suedez cu tancuri? Sau e premium ăla?
Iată. Ah, nu. Credeam că au băgat suedezii. Lei de 37, ai, mă, pe bune. Pe bune, mai schimbă, mă, vreau să mai schimbă, să mai fie și altceva, nu mai nemți 6-7, știi, cam asta e ideea. Să o trăiască War Thunder-ul, că dacă n-ar fi el, nu știu ce, ne-ar uni, să știi. Cine dă dislike să piară cu să piardă cu tot de otan. Bă, stai, de aici Caterica rău, de tot trebuie să mă apuc chiar de asta, de Better Fitch. Bă, să știi că uite ce vreau să fac. Domnul Saine, îți promit că weekendul ăsta îl instalez să jucăm niște astea, să facem un catering. Am luat 6 tankuri, cel mai mult pe realistic. 12 a fost numărul meu norocos, ca să zic așa. Hai, Chilan. Care o dat dislike, mă, ăsta, nu, nu, tata, am alfa mare dreptate, să știi, War Thunder-ul, cel puțin pe noi ăștia nebuni, ăștia, bine, pe unii Minecraft-ul, pe unii Bycraft-ul, pe unii, nu, uite, pe mine Meridianul Vest, pe mine și pe Dane Nache, și cum a mai intrat George Rapcă și ele, colegul meu, fiecare cu jocul lui, bă, fiecare cu păsăricile lui, mă uitam astăzi la televizor, la știri, Beckham, lui Beckham îi place să facă să construiască din bucățele, mașinuțe, nu mozaic, puzzle-uri, dar 3D, știi? Castele. Bă, fiecare are dan bla la lui, n-ai ce să le faci. Dar stai, ia să vedem, George Hurbaia, am împrumutat azi cartea Originile celui de-al doilea război mondial și am ajuns la pagina 38. Super chat, nice, da, Dubstep, sunt pe monetizare, dar vă rog eu, uite-te la donații, domnul Dubstep, uite-te la donații ce am scris acolo. Așa. George, să ne spui și nouă cum e cartea. Am alfa mare dreptate, așa. War Thunder România, instalez Minecraft niciodată. Le nu Lego. Puzzle 3D. Hai. Puzzle 3D. Hai, domnul Chilan. Doamne, ce mă mai jucam cu Lego. Ai văzut Dita Mouse Experience? Pe Dita, dacă-l urmăresc, pe Dita? Pe Dita-l urmăresc, dar nu știu... Nice, ai văzut ce mișto am scris? Nu știu dacă... Hai, Chilan, hai, Chilan. Pădita-l urmăresc... Cum îi zice... Nu știu așa să spun episoadele, nu știu. Bă, mă bate rău dacă la... Mă bate rău gândul cu K50 la fraților. Deci mă bate rău de tot gândul. Wizard! Am loc... Gogule, uite, mai e un loc aici, uite. Hai. Dați mesaj. Ia să vedem ce avem aici. A, am ieșit CBR, pa 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 Yoli fuck, Yoli fuck, pa pa. Încă sunt în meci 11 kg. Bă, ești nebun la cap, bravo, tată. A, e în meci, mă, săracu. Am ieșit CBR 11, sper că câștigăm. 3-3. Victor, all eyes on you. Thank you very much, domnul Victor. Ce mai faci, mă, domnul Victor, mă? Merici, tată, foarte captivant. Pe bune. Vin acum, haideți, fraților, mai este un loc. Domnul Victor, ce mai faci, tată? Basule, eu beau suc de portocale. O țuică, dacă era mai bine. Băiatul cu bere. Hai, domnul, băiatul cu bere. Bă, jucăm 3-3 acum, jur. Hai să facem și altceva, mă uit. Știi ce se întâmplă? Mă inspir și la ăștia, la Bowtime. Ați văzut, joacă cu 3-3, 3-0, 4-0, 4-7, n-are nicio treabă. Mă uit la Paul Balog, un mare YouTuber. Foarte șmecher youtuberul, nu te plictisești pe live-ul lui, nu este el un jucător foarte bun, nu vrea bani, nu vrea donații, dar vrea like-uri. Bun, bun, streamer, un streamer bun, român, l-am văzut, foarte șmecher. Și modestia. Ia uite, bă, modestia asta, bă. Ce să facem mai aici? Așa, caută carte scrisă Dwight David Eisenhower. Na. Cu facultatea ne chinuim să stăm peste linia de plutire, dar tu, domn Paulie, voi foarte bine. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Dumnezeu, foarte bine până acum. Vom vedea de acum încolo. Sper să fiți și voi bine. Toate bune și frumoase. Hai să-i dăm drumul la un 37, că mama dracu ce să zici. Doamne, este vineri, viața e acordeoane. Paulică se simte bine în această brigadă, te trezești la 5, jură-te, jură-te, că nu. O prietenă nu prea are somn și la 5 dimineața, 5 jumate dimineața am tot stat de vorbă cu ea. Săptămâna asta, dacă tot am fost pe tura de dimineață, deci apropo, eu am fost pe tura de dimineață și m-am trezit în fiecare zi la 5 jumate, mă, fraților, regulați-ne, mă, mâncava și gura voastră.
Paule, e bun, vafă tragul e bun. Are putere de foc foarte mare. În schimb, șenila este mai groasă ca armura de pe tank. Deci, este un tac pentru cămpăreala. Nu merge rușii cu asta sau o să meargă foarte greu domnul băiatul cu bere. Victorie, cum mergem în facultate? Deci la Politehnică, tu parcă ai intrat la Politehnică. E grea Politehnica, Gogului. Nu m-am dus la Politehnică că nu știa matematică, nici în ziua de azi nu știu matematică, sunt prafoc acolo. Eu sunt mai pe uman, pe de-astea, te vei juca vreodată Fortnite. Am jucat. Am fost într-un turnament de ăsta internațional în Anglia. Am ajuns până în semifinală și să vedeți ce s-a întâmplat. M-am trezit în vis, mă, fraților, că visam. Nu am să joc, mă, frate, ești nebun. Am jucat cu fiime, așa, m-am întărătat, hai, mă, dă și mie să joc. Dar cum să joc porcăria aia, mă, te lege prostire. Deci numai, în primul rând, m-am uitat pe niște live-uri de-astea. Mă, frate, chestia aia că tot construiesc, deci te dor ochii, la un moment dat zici, mă, să moară, mă, sau unde e la? Adică, Doamne iartă-mă, ce să joc? Băiatul cu bere trebuie să schimb neapărat pe nemți sau italieni. Da, de la Politehnic la... O, frumos la transportul, dacă aveam eu transporturi, acum era în șmecher. Mișto. Te aștept la Meridian, vezi, la practică, fără nicio glumă, Victor. Dacă ai nevoie de practică, sau și acum, fii atent aici, domnul Victor, ești cu mine, domnul Victor, ești cu mine. Ovidiu, Nicu, suntem colegi la transporturi. O, domnul Ovidiu, fiți atenți, domnul Ovidiu și domnul Victor, fără nicio caterincă, vorbesc foarte serios. Când aveți odată timp, uite, săptămâna viitoare, sunt de la 12 la 9, vă aștept la reprezentanța Dacia Renault pe Iuliu Maniu, 219-200, cât avem? 219-229. Cât dracu avem? Iuliu Maniu, 219-229. Mă rog, n-are importanță, e reprezentanța Dacia Renault pe Iuliu Maniu, aproape de autostradă. Vă așteptăm, vă aștept să vedeți, să vă prezint și vouă acolo serviciul și astea și chiar vă așteptăm la practică, fără nicio glumă, o să vorbesc eu personal, vorbesc cu directorul. Domnul Vidiu și domnul Victor sau cei care sunteți interesați, puteți veni să vedeți cam ce înseamnă un serviciu și etapele de lucru și ce fac eu la recepție și ce se face în atelier. Chiar mi-ar plăcea să te văd, Victor, acolo. Fără nicio glumă, deci vorbesc foarte serios. Am avut practicanți și de pe băncile facultății puteți să vă angajați foarte ușor la noi, că vorba e în ziua de azi, e nevoie de oameni. Am pus patru emoji și night boot, stop spamming, emote, nu știu. Găsesc eu pe Google Maps. Ovidiu Cian ești, deci fără nicio glumă, Ovidiu, și pe tine te aștept, adică eu pe Victor îl știu, dar uite, pe tine, Ovidiu, nu te știu, veniți acolo, sunt de pe live-ul tău și nu e nicio problemă, deci chiar îmi face plăcere. Dar dați o fugă, durează jumătate de oră să veniți, sau mai ales acum, de exemplu, dacă ați venit săptămâna asta după 6 seara, să vă arăt, asta e recepția, vă arăt mașinile, ce fac eu la aia, cum să deschid o comandă, după aia atelierul, să vedeți, voi o să aveți nevoie de așa ceva, credeți-mă. Așa, anul 3, dar eu sunt la ingineria transportului și a traficului. Bun, e bun și aia, vinul la noi, hai să vezi. Veniți, mă, că nu vă fie rușine. Veniți, băi, Paulică, vreau să vin la tine, îmi dați pe WhatsApp. Îmi dați pe ăsta, bă, vreau să vin la tine. Bă, fratele meu, uite, am programări până la ora 6, vinul de la 7. Și de la 7 la 9, cât sunt la serviciu, stăm de vorbă. Lucrez ca mecanic? Nu, sunt la... Am lucrat mecanic în tinerețe, am învățat meserie, ca să zic așa, tatăl meu a fost șef de atelier. Eu sunt în regie, acum de sunt aproape jumătate de oră și chiar, păi tocmai de-aia vino, deci hai mă, pe bune, vino acum când sunt după amiază. Dă-mi un mesaj pe ăsta și îți spun, vreau să vin azi. Și eu spun, băi, am programări până la ora aia. Sau măcar dacă n-am timp, vii, te învârci un pip acolo, ți arăt cum stai lângă mine acolo. Vezi cum se deschide o comandă, cum vorbesc cu oamenii. Hai mă, mi-ar plăcea, sincer. Am lucrat mecanic, acum sunt consilier service. Eu deschid comanda. Când vii la service, la reprezentanță, cel mai șmecher și cel mai șmecher vă întâmpină, da? Vă dă un bună ziua, cu ce vă pot fi de folos, pa, 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 pa. Stăm de vorbă, vă deschid comanda. O venit săptămâna altfel. Au fost cum îi zice, în vizită, că noi avem acolo liceu 8. Și au fost din liceu 8 în săptămână, altfel au făcut o vizită scurtă, așa, na. Dar erau, din 20 erau interesați unul sau doi, restul erau cu privire în altă parte. Faci mai multe live-uri? Nu, fac mai puține, din păcate. Hai de-o, Marius, băiatul cu bere, hai băieții, ați văzut ce repede ne-a dacă ne-am dat toți pasta? În weekend plec acasă, deci cam în timpul, păi, de în weekend nu lucrăm noi. Doamne ajută că nu mai lucrăm, că am lucrat. Ha!
Mamă, 150 mm optice aici. Google, ia uite ce e acolo. Artileria coordinate. Chiar mi-ar plăcea să veniți, vă spun sincer. Să stați lângă mine, să zicem că am client și nu pot să stau de vorbă cu voi. Măcar stați să vedeți cam ce înseamnă un serviciu, să vedeți cam ce înseamnă reprezentanță, să vedeți cum arată, să vedeți ce se face. Vorbesc cu șeful de atelier, să stați și la... să vedeți ce înseamnă o revizie, cum se face o revizie. Uite-i pe băieți. Știu ce dacă am văzut eu acolo. Ia uite-l. Oh, shit, shit. Bounce? Nice. Am zis 5. Ăsta, tangogule. De jos mi-a dat-o. Mă uit pe net și urmăresc canalele pe numele, deci o vagă mică idee am, ce să zic. Dacă ai plăcerea, te aștept cu mare drag. Freddy Gamer Guru, nu știu ce a terminat mesajul aici. N-ai, nu se compară internetul cu ceea ce avem noi pe acolo. Ca idee, adică, mamă, deci atât de multe proiectile am aici, nu știu ce să mănâncă, jur. Nu e bine, nu e bine pe aici. Mă iau cu vorba și nu mai îmi dau seama cum mă duc. Eu de regulă sau niciodată sau foarte rar mă duc în, la ce pe harta asta. E foarte aglomerat ce eu acolo. E bătaie mare la ce. Deci cred că de când mă joc, cred că am făcut un kill sau două. Și am început live-ul de vreun sfert de oră, dacă nu 20 de minute. Și avem 22 de oameni pe live. Dorea Dumnezeu să ne dea de teoria ca teoria, dar practica ne omoară, exact. Mai am un an de școală și încep și eu cu mecanica. Băi, eu zic că te va ajuta foarte mult mecanica. Te va ajuta foarte mult, să știi. Bă, mă, jur. I-am dat-o lor ăla. Vă ce dă la mine acum. Ah, Doamne, cât tragă ea mine. Uitați-vă și voi ce tragă ea mine. Fai, la revedere, s-a dus dracu. E vorba kitul și vă seau repară pe leaua. Wizard e doar la Paula, e doar la Paula. Și de ghici, unde? Unde ce mecanică? Ia să vedem, am să auzim pe asta. Uite unde s-au pus aia. Bă, urât. De-aia nici nu știu la 3-3-3-0. Cât, n-ai... Stai cum să fac. De-aia nici nu mai am chef. Eu de-aia nici n-am mai jucat cu... cu chinezii, frate. Nu mai am răbdare, nu mai îmi place, jur. Mie-mi trebuie un pic de blindaj, eu sunt jucător mai prost la Mercedes. Tu parcă ești în Germania, Freddy, nu? Eu așa mi-am mințat, eu tu erai în Germania. Bravo, super șmecherie. Important este să-ți placă, dacă... Urât aici. Urâtă porcăria asta. Da, în Germania. Hai mă, că-l știam, eu mă răspunde știu eu de ani de zile. Deci, noi de ce mai jucăm acum? Mamă, dar e urât rău de tot jocul. De ce m-ar atrage pe mine că oricum n-am făcut nimic aici? Petru 45, auzi, avem un Petru 45 acolo. Paule, mă scuzi, dar la o reprezentație este pură vrăjeală. La o reprezentanță, probabil, pură vrăjeală. E vorba chitu și... Băi, nu știu la ce... Te referi că la reprezentanță e pură vrăjeală, pură vrăjeală, ce zici tu acolo?
Ah, joc era îndreata. Andrecu, ce sunt și eu. Ui, ia uite-l pe Marius cu două goguri. Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, pe scârbă, mă. Ce să fac eu cu asta? Ce trebuie să fac cu asta? E de la să am sat sloganul ăla, corect. Nu vrea maica mea să mă lase la facultate în București, dar eu nu vreau la Iași. Ce prostie, și am făcut și eu o săptămână practică. Bă, e de la Samsar Loganul ăla. Bă, ideea este că eu am lucrat, mi-a plăcut, dar la un moment dat, să vă spun sincer, nu mi-a mai plăcut. Am învățat, mă săturasem și ce se întâmplă, nu aveam condiții. Adică unde am lucrat, eu eram tineri, nu erau serviciurile ca acum cu căldură. Deci eu le-am spus băieților din atelier la noi, la reprezentanță, fraților, păi eu când lucram aveam câte trei plovere pe mine, că ieșeam afară, lucram și afară. 2017, nu știu dacă am jucat cu ăsta vreodată. Băi, deci eram mecanicii, cum e... Era un păia pe vremuri, vai de mama. Păi acum ăștia au condiții, jucați la tricou, așa cum stau eu. Acum ai lucrat în serviciu, sunteți nebun la cap. Paule, m-am îngreșat, am 120 de kg în metru 20. Enorm, bă, e un enorm. Eu am 105 la 1,78 m, enorm. Hai, să schimbăm că m-am săturat. Nu-mi place deloc. 24 de oameni pe live. Vă mulțumesc mult din tot, asta înseamnă încurajare pentru mine. Nu știu ce ați văzut până acum, că nici eu nu știu de ce stați, fie vorba între noi. Eu v-am spus dintotdeauna și recunosc că nu joc foarte bine, dar se pare că lumea mă place așa cum sunt, așa sunt și în viața de zi cu zi. Poate să vă confirme și băieții care intră de la mine de la serviciu. Asta mi-e viața frumoasă, rea, o duc. Băi, nu, eu pot să merg pe 8-0, nu mă deranjează. Hai să dăm un 5-7, un 6-3, hai un 6-3 să joc și eu cu ăla mare. Și după aceea mergem mai sus dacă vreți, dar haideți cu un 6-3, aveți dreptate și voi până la urmă, dar mai vreau cu italienii ăștia cu 6-3. 6-3, fără ruși, fără ruși vă rog, italieni, nemți sau francezi. Bagi un 5-7, aș băga și un 5-7, dar hai acum cu 6-3 ăsta. Cam line-up făcut și așa am început și live-ul, după aia băgăm și un 5-7, mergem pe un neamț. La american la 5-7 mai bine îți bas copii în fiecare zi. Au venit oameni la veselia cu pușpa. Oh, 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 da! Mă, până la urmă, asta e și ideea, că eu n-am zis o comunitate de... zi de War Thunder ca luptător sau ca cei mai buni meseri. Frate, suntem aici o brigadă... Ne simtem bine, râdem, piața acorde mare, mai stând, pur și simplu stând de vorbă. Că eu până la urmă pot să fac și așa, dacă vreți fac live-uri așa, ne uităm, discutăm și mai vorbim. Hai, dar râde, uite, uite, băiatul cu bere, am ieșit că nu am 6-3, nu e nicio problemă, dacă facem bere mai mic, hai să vedem, poate mai avem vreun doritor. Uuu, nu mă men, ce fă mă, nu mă men, mă. Băiatul cu bere, stați așa, să îi dau invitație lui Gărgărelu, mă. Gărgărelu. Somnoroase păsărele. Pe live-uri se adună. Se adună. I-am dat lui Gărgărelu, putorul ăsta. V-am zis că nu mai fac live-uri vinerea. E, se pare că vinerea asta românii au talent. Nu știu ce s-a întâmplat, dar merge treaba de rupe. Ce rugăminte mai am la voi, dragi prieteni, dragi veterani, dragi brigadieri? Share-uiți-mă și pe mine pe paginile voastre de Facebook, pe Instagram, pe ce aveți voi. Like-ul, neapărat like-ul, share-ul, dislike-ul, ce vreți voi pe acolo. Nu o să meargă cu rușii. Cine e Marius? Nu merge cu rușii, Google. Vodea, joci Escape from Tarkov, Gogule, Alexandru. Eu joc de pe PlayStation. Nu suntem ăștia mărăți, n-avem noi Tarkov. Am înțeles că ești mecher ăsta. Marius, Marius o ține deocamdată.
Marius, cred că ținem 3 minute. Ah, a ieșit, ok, mă apreciez. Nu, nu, dacă nu ai, mai știi cum e, mai bine nu stai. Paul, am doar 5-7. Bine, mă, după aceea ne mutăm pe un 5-7, facem un 5-7 și după aia ne urcem și mai sus. Trebuie să vadă toată lumea ceea ce e frumos în War Thunder, frate. Adică n-are cum să nu-ți placă, mă. Dacă îți plac tancurile, avioanele, tema războiului, perioada interbelică, primul, al doilea, al treilea război mondial, care îl vreți voi, tot ce, n-are cum să nu-ți placă chestia asta. Până și vărul meu din USA te are. E abonat la mine, vărul tău din USA. Respect, ce să mai zic. Punem un pic de soluție de parbriz. Ia uite, te draci aici. Oare sunt dependent? Bă, sunt sărăcit, doamne, ce am tras-o cu răceala, băi, fraților. Știți că vinerea trecută era răcit? E, și acum curbuci. Ah, nice! Ah. S-au culcat, mă, fetele mele, s-au culcat. Fabian, domnul Paulică, dacă nu te-am mai văzut. Nu, 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 nu. Eu am mai intrat aici, am mai făcut live-uri. Eu pe tine, dacă nu te-am mai văzut, gogule. Bine ai revenit, veteranule, brigadierule, că acum suntem brigadieri. A venit coronavirus. Hai dă măi puța noastră. Bă, ideea este că n-am făcut febră, n-am făcut febră absolut deloc. Răceala, am băut rece, știu ce am băut, am băut cola rece într-o vineri la serviciu. Deci a fost într-o vineri, după aia m-a luat toată săptămâna de sâmbătă, am dat cu whisky, vă spuneam eu că am dat cu whisky la 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 la. Și după aia a început să mă ia, fraților. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, nu mă sperii, nu e nicio problemă, este o chestie impusă de mass media, dacă mă întrebați pe mine, cred că este în loc de o altă criză, o altă, da, criză economică. Îi mai reglementeze un pic pe băieții. Intră și nouă ceva în mânuță pe aici. Nu știu ce și el, Paulic, așa, n-are el un pic de tupeu? N-are un pic el de sânge în instalație? Ia vedeți voi ce mă iau ăștia de sus. Fabian, am fost ocupat cu cântările. Am văzut că te bagi pe live-uri, pe alea, pe alea. Lasă să intre Bănuț. Lasă-l pe Paulic, că e important, e Bănuț. Apropo, cei care nu știți, haideți să vă zic, am intrat pe monetizare să vă spun exact câți bani am făcut de pe 15 februarie, da? Că am intrat pe monetizare. Deci am făcut până acum fabuloasa sumă de 37 de cenți, așa că apucați-vă de ăsta. Bobby Calpe, hai să trăiți, salutare ție. Păi hai de somnorațe păstărele, ce fai, gogule? Unde mi umbli? Unde mi umbli, gogule? Păi e frumos din partea ta. Hai, că aici e urât. Ia să vedem noi. Bine ai venit, Gandroid, s-a confirmat coronavirusul în România. Bineînțeles, eu sunt dependent de ele de 17 ani. Mamă, mai curiți. Măcar să fie asta problema. Asta să-mi fie problema mea. Doamne, domnul Bobby Carpe, nici nu știi ce ai pierdut. Deci nu știi ce ai pierdut, am făcut niște meciuri fenomenale, frate. Nu știu dacă am făcut 2 kg în jumătate de oră. Shit. Păi cum să uci? Ce scârbă aia, mă.
Target destroyed. Că vă-și gura voastră ce i-am dat pe lora. Îți dau 100 ron dacă faci live despre cât de bine joc eu. Mai lasă-mă vreo 5 ani de zile așa, să mai fac și eu niște bani de YouTube, gărgărele. Nu știu dacă ai auzit, am fabuloasa sumă că am intrat pe monetizare, 37 de cenți. Deci sunt forță nucleară, gogule. Bă, mă duc, mă jur că mă duc. Foc. Shit. Shit, shit, shit. Bine, Kilan. Nu știu unde să mă duc. Unde e? Unde ești, scârboșenie mică? Oh, ce prost m-am pus aici. Nici nu mai mă uit. Sunt plictisit. Nu știu cine a tras. Și de unde? Am văzut cine a tras. Și de unde a tras. Și am văzut că m-a luat. Boica, salut, dragilor, salut, veteranul. Ce, doamne, iată, m-am băgat, bă, nu e bine, mă, nu e bine, mă, Paulico, mă. Acolo mă lua, că din față n-avea ce să mă fac. Asta-i viața, merge mai departe. Mamă, ce nasol, ia stai să mă duc eu pe aici. Mai am două, mi-a dat backup-uri. Asta-s Fields of Normandy și următoarea hartă începe, ați văzut, de aici, în dreapta. Mamă, fii atent ce face Kilan aici, rupe șapte, mâncați, șapte la mă. Șapte ai luat, mă. Cum ai luat, mă, șapte? De unde ai luat, mă, mâncăță, ești gura ta pe toți șapte? De unde îi găsești tu să-i omori tu pe ăștia pe toți? Hai, l-a intrat cu 6-7, mă. A, nu e 6-3, îmi cer scuze, da? E 6-3. 6, cai frumos. Păi nu dăm și noi artilerie aici? Că ești gurița lui. Și Gabriel Anica a zis că sunt fenomenal, așa este? Ai dreptate, mare dreptate, ai fi atent, a făcut ăsta 8 kg. Deci ne dă rușine băiatul ăsta, mă. Ia uite ce a făcut Kilan aici. E cheater, mă, cheater, mă, o să zică concurența că e cheater. Ia, iată-mă că l-a omorât un M18, mai mare râsul, mă. L-a campat, nu, îmi cer scuze, domnul Gărgărelu, nu. Nu, nu, eu nu sunt camper, noi nu suntem camperi, Tiger and Damage. Noi suntem sniperi. Noi suntem sniperi, nu camperi. Deci despre asta, despre ce vorbim? Deci te rog frumos, cheater nenorocit. Sniper, ia, exact. Nu sunt cheater, nu sunt camper, sunt sniper. Așa se mai numește. Este o tactică de luptă, da? Sniper reală se numește. Mamă, cât de deschis sunt aici, jur. Dar aici nu te uiți, Paulica, ești tu în față. Ia uite exact ce spuneam și nu știu de unde a tras, uite-l aici a tras. Îți, Johnule, ia. Mamă, ce i-am dat-o? Mamă, ce i-am dat-o? Deci, i-am dat-o, big like, am ieșit, nicio problemă, mulțumesc mult de tot. Ia uite-l sus, uite-l sus pe ăsta. Uite-l pe ăsta sus, uite-l sus aici. Ia să ne știe cum îl cheamă. Eu vreau să înțep ăsta, nu mă interesează pe mine ce fac. Uite-l aici.
Trebuie să mă ajute băieții ăștia, ăla n-are gandă pressure așa mic. Încep să ia asta, ia să vedem așa. Eu joc Roblox. S-a dus sau vreau. Nu știu Roblox-ul ce e. Erau doi în lateral și nu aveam tun și de-aia am murit. Ce să zici, mă, și tu? Camper, urez camperi genul. Sunt într-un iac, poate ar trebui un gen nou ce, ca un mediu. Ce zice, mă, băiatul ăsta? Spuneți-mă și mie ce zice băiatul ăsta, că nu știu despre ce e vorba, mă, că ești gura lui. Traduceți-mi și mie, eram urâs cu oamenii genul, sunt într-un iac pantă ăsta, știu ce înseamnă, ar trebui să, să joc ca un mediu. Da. Nenomament, Dicker Marx, bravo frate, eu te-am făcut, băi fiți atenți, am făcut 976 de puncte, dar nu știu pe ce, pe un chip și un asist de bun la cap. Doamne, ce a ajuns jocul ăsta, frate, să faci o grază de puncte fără să faci nimic. Ține-o tot așa, ești bun, știu. Uite-te aici, fac 980 de puncte doar să fac prezență, ești nebun la cap. Deci ăștia știu, mă, s-au prins. S-au prins de aptitudinile mele, ascultați ce vă spun eu aici. Stai chiar... Iar s-a urcat modestia asta pe mine. A, Neno, stai cu minte. Da, așa e, corect, ai... Doamne, câtă dreptate ai. Neno, stai cu minte, Neno. E de regu că vine la și mi-o trage la cu mitraliera, mi-o dă peste bodă. Nici nu mai știu cum mă cheam. Doamne, dar nimic n-am jucat, am 3 kill tot meciul, ești nebun. Tot live-ul. M-a văzut, încă nu m-au văzut nenorociții. Aha, uite-l pe ăla acolo. Mergem cu tupeu și disperare. De ce are asta o penetrare? Rupe, fraților. Rupe 433, da? În afară de penetrare nu mai are nimic. Stai partea prost. Și te-ai dus. Trec unde să mă duc. Vai mama noastră. Ia uite câte kill-uri a făcut nebunul ăsta, 9 kill-uri. Nu, mai mâine ești pe lista de presupuși citeri. Gata. Nici nu știi ce te-ai băgat. Gata, m-a văzut. Da. M-a văzut, gata. Era sigur, e greu până te vede. E vorba de o chestie de minute. Până te vede un avion, că după aia gata, s-a dus dracu. Ăsta e nivelul, mai coboară tirul, nu? Păi nu, că am început cu 3-0. Eu sunt bun acolo sus. Eu sunt bun acolo sus, găgule. Păi am început de la 3-3, n-am făcut nimic, jur. Să nu mai trimiți poze cu 8 kg. Nu. I promise. Uite-te și tu, uite-te. Uite, mă, nu la... Bă, al dracu nenoroc, ce tiar m-a luat ăsta, mă. Câte kill-uri a făcut, mă, ăsta? 12 kg, mă. E clar, e cheater. Deci e clar cheater, n-ai cum. Eu când v-am zis că nemții sunt cei mai tari. Bine, și harul și talentul lui Kilan. E camper, mă. Uite-te la el cum e camper. Uite, dați-vă la el cum e camper. Mă rog, scuză-mă, sniper.
Voi ca, Paul, eu am între 10 și 50 de... Hai la 60. Nasol. Nasol cocoșii băieței. Hai, mai facem 1, 2 și gata. Mai stăm câte ceasul, e 10 jumate abia. Ah, ia stai să ne șerim și noi un pic. Stai așa, vă scuzați. Dacă tot vă uitați aici la, la cititorul ăsta, cum face el treabă mare și treabă mică. Aha, uite-l pe ăla acolo, nu-l vezi pe ăla? Doamne, ce nu ești. Doamne, doamne, doamne. YouTube Live. Gaming. Gaming, YouTube România. Gaming România. Gata, la Gaming România s-a dus. Acum mă duc pe așa. Stai că mai are. A, uite, ți-ai luat ăsta cu Dita? L-a băgat și pe Dita, mă, și-a băgat și el de asta? Mișto. A, și ai și valul ăsta? Bravo. A, dar e important să ai ceva tu personal al tău. Mie nu-mi plac chestiile astea. Mă rog, frumușel, drăguțel, dar nu e al meu. Bun, și acum mă duc așa. Mă duc pe grupul meu. Nu mai știu unde am postat prin ultima dată. Gaming România, YouTube, Gaming România. Reclamă, promovare YouTube. Deci am ajuns până la gaming. Așa, ia să vedem ce mai aici. Revin, așa, Paul, eu așa, faci custom. Hai, mă, să facem un custom, haideți. Bă, bă, Paul, tu te pricepi la mașini? Băi, lucrezi la un service. Noapte bună, Paul, ne vedem live-ul viitor. Noapte bună, Android. Ia, mă, câte a făcut, mă? Ne mai lași, mă, și pe noi să jucăm? 13 kill-uri, mă. N-ai, mă, nu, e cheater. Clar, clar, cheater. Mai ai? Hai, uimește-mă. Mă, mă mai pricep și eu. Am lucrat și eu mecanic când eram mai tânăr. Acum lucrez la service, la recepție. La service lucrez. Nu mai are, mă. Deci nu mai are, mă, nu vine să cred, mă. Mai are, mă. Așa, unde aș putea să mă mai șeresc? Unde aș putea să mă mai șeresc? Cum aș putea să mai fac? Fac așa. M-am postat și așa. Unde mai pot să postez? Of, 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 of. Hai, pregătiți-vă pentru custom battles. Cine dorește, facem custom battles. Doar trebuie să vă pregătiți. Păi, văd că au început să meargă foarte bine World of War Thunder. Ăla cu K50 are deja 141 de vizualizări. What the fuck? Și ăsta la altul, care l-am pus ultimul acum, are deja 95 de vizualizări. Bine. Mamă, câte live stream-uri sunt, fraților. Deci majoritatea sunt live, jur. Bun, ia să vedem ce a făcut nenorocitul ăsta de Killen.
Hai, pregătiți-vă pentru casting, dați-mi mesaj casting, 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 ca să vă dau 13 kg. Slab, slab, să puteți și mai bine. 5464 de puncte. 6-7, indiferent. Hai, dă, facem un custom. Facem un custom, dar suntem puțin, mă. Suntem puțin boys. Boys, the boys, the boys, the boys. E doctor. Doctor de ginecolog. Nice asta. Hai să vedem, o, realistic, cât e de mare, 5-7. Dăm 6-7 sau 5-7. Ți-ai luat ca 50? Nu, frate, e foarte scump. Mi l-aș lua, pot să mi-l iau și acum, dar nu vreau. E scump. 13 kg, cheater. Bineînțeles, așa i-am zis și eu. 13 kg, mă, pe bune. 7-0, ok. N-are toată lumea 7-0 și nu o să mai, nu o să participe. Ai 6-7. Ai 6-3, mă. Ai, mă, 6-3. Ce o să fie, ce o să fie, o să fie o nebunie. Domn Gărgărelu, ce mă mădre, cum mai faci, mă? Ce mai fac, mă, Gărgărele? Citește mai sus, ia să vedem. E doctor, am citit, ia să vedem. Acum lucrează la Alaha. A, Paul, să vorbești cu Jidanul, să faci... A, să vorbești cu Jiganul, să fac și o revizie. Bineînțeles. Acum lucrează la Halat cu buzunare adânci, bineînțeles. Da. Se putea și mai bine. Lasă că te-am întrecut. O, m-ai întrecut de mult, Gogule. Ați văzut ceva? Am doar 5-7. Intră cu 5-7, acum ce să faci? Oh, 4 persoane! Oh. Nice! 6-3, aș juca un 6-3 cu ăștia. Stau bine la 6-3, hai, nice! Păi nu știu ce, Doamne, atât m-am zguriat. După limbă, mi-a intrat ceva acolo, mi s-a editat. Lasă că mă fac eu mare. Mă, 6-3, am băgat 6-3. Nu, n-am băgat 6, a? Am băgat 6-7? Nu mai știu, 6-3 cred că am băgat, apa, n-am. Nu mai știu ce am băgat, ideea e că, na, ce să iasă, ce să iasă, dai, zici și mie. 14 oameni pe live, vă dea Dumnezeu sănătate. Mamă, cum mă doare gâtul, ai văzut? Tantum verde, hexoraletă, nas plin efervescent, aspirina săracului, carmol în cur, în nas și pe spate, ce-ți mai trebuie? Și un coronavirus. Și ai tăiat acâmul complet. Aoleu, ce ți-am zis? Frumușel tank, îmi place, T26 M1. Ia uite mă cu cine joc eu aici, țineți-vă bine, vă fraților. Ăsta e începutul de coronavirus, Gogule. În seara asta îl pun să instaleze Battlefield 5, să joc cu Saineo. E Catrin, care băiatul. Doamne, ce urât am luat-o. Bine că nu am luat-o în partea dreaptă, jur. Aspirină săracului, că ai vrea tu, nebunule. Mama. Ce să fac cu ea, mă? Termină-te, mă, prostiile. Zi tu mie, ce faci cu ea, mă, cu aspirină săracului, bă, greu. Ce dracu, mă? Invite. Mesaj. Ți-am dat invite, Gogule? Știu că îți dăuse invite. Citere. Corona a plecat din România pentru că s-a infectat. Corect.
Deci gărgărele 37 de 5 făcuți de YouTube. Super șmecherie, tată. Ne lăsăm de job. Trebuie să ne apucăm de YouTube, dar să-l facem în curul gol. Să vezi atunci bani ce facem de YouTube. Asta dată de modestie. Fac YouTube pe gratis, mă. Pe gratis, mă. N-am nevoie, mă, de bani YouTube-ului, mă. Ce Dumnezeu, mă, să știam, sau ei nici s-au spawnat. E chiar frumușică harta, jur. Deci e frumușică rău harta. Despre ce e vorba la aspirină? Că am uitat. Bună asta, senzațională. Sensational. Frumos să vede polul ăsta aici jur. Băi, băi, n-au, mă, le-au făcut de în piesă, mă, si de ruși. Le-au făcut, noi suntem, suntem în stare să facem așa ceva. Noi nu puteam, mă, să facem un joc de ăsta? Ha? Nu, de ce nu suntem, suntem în stare să facem un joc de ăsta? Că nu suntem în stare. N-avem, aulă, deci m-a luat cu emoții numai când am picat. N-avem finanțare. Pe bune, ăștia au avut. Am înțeles că au scos 7 milioane de euro numai din vânzarea elicopterului K-50. 7 milioane, Google. Ia să vedem așa. Eu zic să te lași de serviciu, să te apuci de RedTube. Da, cred că mai repede. Când te simți rău, intri pe internet și cauți Hot Girl Give Hand Jobs și îți revii maxim. Doamne, 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 mâncați aici gura ta. Și cât te gândești că am avut cele mai proaste meciuri, trebuie să mai jucăm noi doi. Parcă îmi ești talisman. Deci acum ți-ai scos pârlea la? Bravo, tată, chiar mă bucur. Nu sunt invidios deloc, fierai tu să fii de cheater. Păi, dar eu cum mai urc? Eu nu prea am cum să mai urc decât. Deci n-ai cum să mai treci în partea alaltă, jur. M-am scufundat. M-am mânecat. M-am scufundat, m-am mânecat. Și m-am cuț negăjon. Dacă mă întrebați, este foarte plictic ca asta, mă, jur. S-a auzit primul shot. Și primul shot. Te păcă... Înciubi ca un chat, te păcăre singur, exact. Mai bine nu mai cumpăra K50-ul și du-te la femei. Nu? Deci vreau să mă duc chiar pe pod, să vedem ce o să iasă. Alfa nu mă provoca. Gărgărele lui expert pe handjob. Este tatăl lor. Trei specii oameni pe lor, de-aia Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc, altceva nu pot face pentru voi. Cine are, mă, 37? Deci fiți atenți. de eurocinți. Nu mă mai internesc eu cu de-astea. Și s-a dezabonat și un băiat. Încep să-mi curgă mucii că s-a dezabonat, ce-i drept. Sunt un pic cam trist. Așa, handjob, așa, expert la handjob. Școala de handjoburi. Tu ai inventat-o. Doamne, deci ce live am făcut astăzi? 3 kg? 4? Cred că am vreo 4 kg într-o oră jumătate. Deci într-o oră jumătate cred că am...
De ce nu știe cu cine să pune? Ia fii atent aici, să vezi. Că el cum vede, vede doar Turela, da? Să nu de-mi arătă, mă, în cavaj gura asta. Doamne, de unde, bă, e clar, e cheater, frate. Păi de unde ai venit? Când eu te-am văzut? Deci e clar, e cheater, Google, s-a terminat jmecheria. Dacă ești foarte flexibil și... Doamne, ce discuție! Nu mai cumpăra K50 și fă-ți abonamente la toate bibliotecile Pornhub, Reddit, mamă, XXNX video. Erați voi să fiți de... handjobări. S-a terminat, Doamne, hai, gata, mă, bă, fac ceva, nu-mi place. Jur, felicitări pentru custom, senzațional, Paulica, ai făcut un custom beta, dar rupte ești nebun. A rupt audiențele. Așa, hai, mai bine facem o echipă, dă-o-n, Doamne, iartă-mă. Nu mai băiți, chiar n-am chef de custom battles. E o porcărie dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog, asta e cele. Dacă nu sunt mai mulți de 8... Oh. Păi nu facem și noi un avion 6-3, hai, că ăsta încă mai am free la el. Mai am 7 free-uri, hai, că tot mi-a venit ideea pe el acum. Am făcut și 2 kg, bravo, Gogule, felicitări. Așa. Hai, care mai intră cu avioane 6-3 să mergem pe ăsta. Dar fii atent aici, fiți atenți care vă mai băgați. Dacă m-a distrus cu ăsta, la revedere. Gaming Cutie mi-a dat invitație. Gaming mi-a dat invitație pe PlayStation. Mai citiți și voi ceva cărți, că mi-a alifia Johnny Sins, Rocco și Freddy. Bă, nu știu ce sunt astea, frate. Hai că da, pa, dați-i ready că vă spar cu bătaia. Gaming, no require vehicle, jucăm, jucăm avioane, îmi cer scuze. Bem un pic de apă. Doamne, uitați-vă și voi ce are nebunul ăsta aici. Ăsta ce e aici? Masturbino, Masturbino 69, ce e asta? Ce e asta Masturbino? E un nickname, nu? Văd că ești lider. Noapte bună, noapte bună, Nenu. Cultivați colegii noștri, să știi, bă, că ești gura lor. Încă ești gura lor. Invite. Ciuci s-a dus. Următorul, Gogule. Mami? Da. Dar ce faci, pisico? Aoleu, 40, mâncă. Da, doamnă, studio live aici. Ce faceți? Nu v-ați culcat? Nu? Ia pisica de aici, că o mănânc. Bă, care e diferența între 40? Asta, exploziv masă 118, exploziv masă 118. Păi de ce să nu iau 40, să mă ierte Dumnezeu? Probabil o să fie mai greu. Mă doare la basket. Ia uitați-vă și voi pur ceea ce am eu aici. Ah, B-29. Ah, ok. A virat, perfect. Ăsta micu abia acum pe 51, abia acum decolează. Na, hai să ia să vedem și noi câte bombițe are ăsta aici. Uilei, măiculița mea, ce e aici? Uitați-vă și voi ce e aici. Ferească, mă, Dumnezeu, câte bombe. Mă, voi vă dați seama când venea unul de-ala. Și acum, că e B, cât e la B2 sau cât, doamne, e. Nu dați seama când vine unul de la. Nici nu știi când vine bomba, nici nu știi de unde vine. Hai, luam o ațișor. Ha! Eu m-am luat, mi-am pus multe speranțe în el. Ciuciu. Degeaba ți-ai pus tu speranțe. Cum e lumina movie? Uite, bă, că e luminat ăsta movie. Uitați-vă ce e aici. Nice, avem disco modder aici. De la tablou de bord luminează așa. Ce să-i faci, mă, Google? Masturbinul 69 vine de la o turbină care face curent în masă și face 69 kW pe secundă. Măi, nebunule, mă. Măi, nebunule, o dai pe ingineria acum, a?
Ce norociți mici. Junkersu, ia uite Junkersu cum vine pe aici gurița lui, ia uite ea. Ia uite de ea. Ia uite ce vezi, câte, de obicei se pare că patru trebuie să bag. Și doamne, iată și pe ăsta micuie. Pe 51. Pe cât mai mi-a dormit Google? Ce venea la dracu cu Junker, să mi-a dat el un pic așa. Nu mi-a făcut nimic de-al, doamne iartă. Cătălin, salut! Paule, vezi că s-ar putea să meargă a meu pe baza pe care mergi tu? S-ar putea, nu știu, 8,3 alia asta, cu ne băgăm. Să duce a meu, mă, nenorocitul, mă. Asta că eu dau un bot acum, că el nu mai are. Trapa o deschisă. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Am plecat. Nu se poate mai așa ceva. What the fuck? Asta s-a terminat cu avionul. Mare sculă B-29. Mare scolă B-29, un căcat de avion. Merge, mamă, super avion, un căcat, căcat. Big Life, Paul, mulțumesc. Cum ai murit, Paule? Cu grijă. Și cu speranță în suflet. Am lăsat 300 de kg de bombe. Păi a venit 150 de. Ce să faci, mă, mâncați? Superb, hai, înapoi gaming, dacă vrei să mai joci, du-te liniștit, eu îți dai seama că n-am răbdare să stau până la terminul. Asta e clar. Nu-mi place cu B-29, nu e manevrabil, e greu. Ar fi bine să joci în squad, un squad cu el și să te apere alții. Nu se merită. Și nu scoți banii. Nu scoți banii pentru că... ce crezi voi, nu e premium? Cât ai zis, 8-0? Gaming, îmi pare rău, dar nu pot să stau să, până termin aia, că mor dacă stau până termin tu aia. Invite-ul, scoate ăsta micul ce zice aici. Vreau eu custom, a fost custom, o porcărie. Custom vin eu, CBR 8.0, B29 pe simulator rupe. Păi te-am făcut la pe simulator, mama ei de viață, că până joc eu pe simulator. Eu abia ridic de jos, ești nebun la cap. 8.3, bun, nice, 8.3. A, 8.0, scuze. Vin eu 8.0. Citește mesajul de mai sus. Ce? Ai zis. Știați că ăștia de la Pornhub au făcut o îmbarcare când ai mai mult să produci o anumită cantitate de curent. Doamne, mâncați și cura ta. Bă, frate, de ce știi? Profesor, doctor, inginer între ale Pornhub, mă, ești nebun la cap. B-29 are 30 de miri per cost. Exact, nu merită să joci cu el. Fortăreața vieții... am uitat și noi să ne mai șeruim. Păi ce, mama, dacă nu, 8-0. Hai, n-ai 8-0? Hai, 8-3, mai nebunit. Hai, gata? David, salut! Stai să mai mușiruiesc și eu așa, că mi-e și mie drag să mai mușiruiesc, e mai mare acu. Mai multe opțiuni, nu. Fuck.
ce frate să joacă? Ne-am mai șeruit acolo. Chilan, bagă voi să ne coordonăm. Gata, gogule, bag și voi să... A, și uita de voi să... Oh, nice. Hai să încep. Salut, Pauli. Salut! Hai, mergem pe A? Unde ești? Pe ce te-ai Păi dus? da. Hai. Hai Pa, că... pa. Hai. Hai că te aștept. Da, așteaptă-mă. Sau du-te la cap de pod aici. Du-te aici. Du-te, încearcă să ții capul de pod. Așa, bagă voice așa. Este adevărat, au făcut și reclamă. Băi, ești nebun la cap. Doamne, mâncați, și produce curent și îți dă stimuli așa, la maimuță. Doamne, nebunie, bă, băiezul. David, ce faci, domnul David? Du-te, Chilan, că la mine durează până vin. Ia uite, ne-au luat au. A, ești cu Roica. Păi de ce nu te-ai dus mai devreme, mai repede? Stabilizatoare, să moară șana. Se aude? Se aude un T-54. Nu! No. Undamage, mă! Undamage, vină încoace, vină încoace, bă, că i-am dat în turelă, mă! Enemy kill assist, bravo, mă, tu l-ai luat, bravo, mă, băi, ce m-ai salvat, mă! Vezi că vine și din partea altă. Pe lângă apa a venit. Dai palme, nu știu cum se poate conecta la laptop sau la telefon. De ce crezi că ți apare reclamă pe YouTube? Nu știu, Google, n-am idee. Să mă bag cu T95, mă. T95 că e mai bun, da. Cu cum mai mult ai palme, produci mai mult curent. Uite, de acolo să vârte eolienele alea, a? Doamne, bun, băi, ați nebunit, mă. Nu știam, eu credeam că ele produc curent, dar de unde eolienele se învârt de la brățări? Aoleu! Ce are bă ăsta de înapoi? Cade netul, gata? Dai gaura prin palmă, Doamne ferească mă Dumnezeu. Doamne, îți rup de obosel, rupt. Nu m-am trezit de dimineață, la 5 jumate. Dai de îmbrățară la maimuță și să încarcă laptop. Ferească mă Dumnezeu. Opa, hai că stai așa. N-am cum, no, n-am cum să vin. Prea departe, Google. Aha, am văzut-o. L-ai luat, bravo. Target destroyed. Trebuie mă un pic de blindă. Mi-a luat driverul, mi-a luat driverul 1. Hai că am fugit. Ok, stai aici, stai așa.
Stai că vin eu. Nu văd nimic, Google. Așa e, o linie, sunt mai mult boschetă. Se aude deja. Stai să-l atrag. L-am văzut, l-am văzut, e un de la premium, cum zice. Se uită la tine? Da. Este, este, un de la premium. L-a luat, e mort, gata, nu mai e. Nu mai e, e mort. Uite-l, era pe stânga, vezi? Hai să pușăm au. Eu mă duc pe stânga? Pe dreapta? Vin după tine. Hai că tu ai mai mult acolo. N-are nimic, hai. Dacă mai ieși în grup cu brățările, ce-ar fi să facem o întâlnire în grup? Cu de ce? Cu brățările. Băi, se pare că e liniște aici, să știi. Hai vină cu acel Kilan. Au ceva în spate. În spate? Da, 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 da. L-am avut în metodul. Rămâi, rămâi cu. Da, l-am intrat. Da, da, da. L-am luat zona. Uite, am văzut. Mouse, mouse, mouse în față. Ok. Oh, mi-a afectat tot. Tu poți să-l faci ușor pe ăla. Nimic nu i-am făcut, nu-l penetrez. Îl penetrez. Avem și în spate, gata, ne-a luat. ZSU-57 ne-a luat, mai mare râsul, bă. Ne-a atras mouse-ul ăla. GFN Tube, salut, bine ai venit. Custom, nu mai facem custom gărgărelule. O palmă, o casă alimentată, mai multe palme, un oraș întreg. Ce zici? I-am ratat muniția cu un milimetru. Ia să iau eu avionul. Hai, eu mă duc în system. Vezi că e un Arado. Da, e mare ăla. Stai să încerc să dau cu bombe, na. Le-am dat la bulan, am dat în zonă. Nimic. Da, l-ai spotat. Atât. Spotat, da. Atât. Îmi dau că stai bombă, da, ce am eu aici. Da, hai că vin și eu acum. Mă pun aici o rocă, de unde mi-a ascund șasiul. Ia să vedem ce putem face noi cu asta. Cum merge Paulica? Cum să meargă tata? Ca pe rospătrate. Nu prea merge. Da, atmosfera e frumoasă, ne simțim bine. Asta e ideea. L-am văzut pe băiatul unde e aici. Target destroy, deci nebun la cap ce mi ți l-am luat. Și mai am una. Un mouse nu are fum. Mouse unde e fumul? Doi, da. Hai că vine Paulica acum. Punem frână. Mouse mort, încă unul în viață. La pod? Unul e la pod sau tu l-ai omorât pe ăla la pod? Da, 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 suntem aici. Ah, am văzut, am văzut, am văzut. Acolo, facem. Ah, am văzut.
Am văzut. Oh, n-am dat-o bine. Mă duc la aeroport. Nice, oricum. Așa. Nu ești la zi cu chatul, se gândește dacă să-și cumpere bățară. Doamne ferească mă Dumnezeu, am auzit și pe asta, mă. Hai, că ai mai făcut și tu, câte kilo? 6 kilo, ești, nu? Câte, mă, fiul ăsta? Ce bulandrum e fiul ăla? Deci ne-a flancat, aștepta să moară mausul și apoi a venit atras. Aha, aha. Nu înțeles, știi? Îți dai seama că nu prea știu despre ce e vorba, că... zic, eu sunt cu avionul aici. Eram cu tangul ăla de la mic. Ia să demotorizez sau îl dau dracu și pe ăsta. Mâncava-și gura voastră. Da. Puteai să dai prea să mai puține bombe. Nu mai e, jumătate din oraș nu mai e. Nu mai există zi... ziduri este? Nici nu mai am să mă ascund. Adevărul că le-am dat din 10 sau din 8 am dat, mai rămăsesem doar cu 2, știi? Le-am dat prima dată, le-am dat pe modul la bombă și le-am aruncat în oraș, efectiv. Ultima bombă pe Maus a fost chiar bună, dar... Da, eu am dat-o acolo, dar cred că dacă erau 2 erau și mai bine, știi? N-a fost să fie. Bun, asta, n-a fost să fie, mă. Știi cum e vorba, mai ține și de ghinion, frate. Hai, că în 26 de secunde mă ridic. Așa. Da, l-ai pus pe gânduri, știu, și mă gândesc să-mi iau 2 pentru fiecare mână. Interesant cu 2, poți să te desprinzi. Poți să te debranșezi sau să spui stație de alimentare, mașină electrică. Nu sunteți sănătoși. Aoleu. Nu aveți toate brățările acasă, bă, băieți. Aoleu, mă doare și nu adă funduri. Eu atunci am dat 2, 4, vreo 6 bombe am dat în oraș. Hai că nu mai omor pe unul. Trei. Da, dar imaginează 10, 15 oameni să-i vezi cum dau din bani la maimuță în fața curții ca să își încarce telefoane, laptopuri. Vând curent, exact, vezi la poartă. Vezi la poartă, pe plăcuță de-aia. Vând curent. Cum ar fi, mă, mâncat ce ești? Oamenii au joc de mână în seara. Da, mă, mâncat, dar cum ar fi? Bă, nu prea se ridică, mă, mâncă ești gura lui. Mission accomplished. Ia uite ce cade din el. Nice, frumos match. Și mă și distrez. Da, bine, eu tine cu plăcutul. Ia, ia. Ce faci, tată? Vând curent. Vând curent. Bă, nu stai sănătoși, mă. Cum ar fi să-l vezi bun așa? Paulica, ce faci? Fac live. De ce? Să-mi fac reclamă? Că vând curent. Când mi-a luat brățara. Eu uite, am făcut 38.000. Câți bani ai făcut, Kilan? 40.000. 40.000? Jackson, salut! Dar nu mai am premiu. Ha, nu mai e premiu. Băi, au nebunii, mă, nebunii cu toții, mă jur. Cu ce dăm? Tot cu ăsta, mergem pe altceva? Ți-ai luat și tu brățară? Habar n-am, tu ce ai? Hai un 8-0. Fii atent că am și rachete, mă, că v-aș vrea la bombărul ăsta. Bac și rachete, ia să vedem. Ah, păcat că nu mai am niște Golden Eagles. Ia stați așa și mi se pare că poți să-i bagi și rachete la asta, mă. O, bagi și rachete, 16, 8 cu 8, mamă, măiculița mea. Ai, 8-0, da? Ia.
Salut Jackson, și gândește după un loc să își ia prățele, să se duce la muncă. Foi de cap meu. Facă parcare pentru mașini electrice și stau într-o cabinuță și le încară pe toate într-o jumătate de oră. Cum ar fi să fur curent? Ca asta îmi faci. Bădină să trăiești. Nu, tăticule, că am făcut mai devreme. Am făcut mai devreme și am fost oameni pe Custom Battles exact așa cum fac eu bani în YouTube. Adică 37 de cenți, am fost 40. Bine, la 37 de cenți, ce pretenții ai? Aoleu. Ce fac mâine, Bădin? Custom la Brățara, exact. Alimentez tot satul. Au zis, mă, că s-a cumpărat o brățară. Am deschis o firmă privată cu mienel să fac și eu Masturbino 69. Doamne, doamne, doamne. Bagă-te cu noi, 8-0. Doamne, doamne, greu, bă, greu cu live-urile astea, frate. Greu rău de tot. Mâine fac live după ce pun aspiratorul până plec la ziua unei prietene. Așa. Nu mai merge nici live-ul, ci era live-ul odată. Asta e din 95-1 și unde mergem? Păi, hai să mergem în zona monumentului, acolo unde e de regulă au sau ce. Ok. Stai, mă, că eu nu am cu live-urile probleme, au mă văd aici, la live. Veteranii au talent. Ai brățară ca să joci, Bădină, ai brățară? What the fuck? Hai să mergem undeva în zona asta, mă gândesc așa. Pe zona asta, pe aici, știi? Că și ne așteaptă tot pe zona aia. Ia-ți brățară ca să faci bani. Ce brățară? A, stai să zic War Thunder. Ia zi War Thunder, scrie acolo, că eu nu pot să citesc toate porcările. Deci s-a inventat o brățară. Crezi că o fi vreunul pe aici? Hai, în față, în față, da. Da, în față, da, sigur uite, e. ISS. Uite, gata, cu ISS. Uite, îl văd. Target destruit. Mai e unul. Și câteva, câteva. L-ai luat? L-ați luat. Nice. Mamă, cum sare muștarul din el. Imaginează să ai tot alimentat la unul nu știu ce și brățară să văd cât e de groasă sau ce. Nu, frate. Ci că e o brățară să pune pe mână. A? Fii atent, uite, citește aici, Bădină. Citește aici, Bădină, ce a trecut nebunul ăsta. Citește acum, domn Bădină. A, mișto poza asta, da. Ia stai să vedem așa, uite așa. Ia uite, băieți. Faceți poza acum, faceți print screen, print screen, print screen. Asta chiar că-i dă print screen acum, mă, ia uite. Bag, bag. Ți-ai găsit thumbnail. Exact, dar nu pot, nu mi se pare că e mai greu să pun la mine, trebuie să-mi iau eu un laptop, da. Când o ajunge la 10.000 de abonați, adică niciodată. Hai să mergem. A, e în stânga, vezi-l pe hartă. Jucăm în mod simulator, mă, acum, uite. Vezi? Ăsta e mod simulator, acum, uite. Da. Nu. No. Clear. Hai, înainte. În stânga, mai e ăla? Unde-i fumul? S-ar putea să fie. Unde-i fumul? S-ar putea să fie unul. Oho, uite, deja trage, trage, oprește-te. În față e clear. Oh, s-ar putea să treacă printre astea. Bun, am dat unul la unde o parte.
Uite, el este unul în față, da. A început să tragă. A început să tragă scârba aia. Vezi în stânga că trage la cu racheta în mine. De unde era fum? Ăla acolo. E mort, l-ați luat. Bravo. A, e mort? Nu. IS-6 din stânga spate. IS-6 din stânga spate la tine. Iar jos sniper, nu jucă un sniper, e wireless, da, auzi, brățar? Vin imediat, mai durează gogurile, din păcate. Încerc să vin, dar vin cu greu. Oh, bravo, bravo, Kilan! Ăla e în spatele tău, da. Ăsta era în față. Venim. Au sunt BMT. Da, nu-i mort. Acum mă duc pe răzut. M-a luat, mă, m-a luat BMP-ul ăla. Aute, bă, al dracu, unde stăteam, tu-i mama lui. Ah, ce mă enervez. Și ce mă, și eu, că o să pui anunț, bă, nu stai sănătoși, mă. Vedeți că BMP-ul ăla e pe aici, pe undeva. N-ai ce să-i faci. Văd că mă cam ignoră, poate repar în timp. Înseamnă că ești norocos dacă te ignoră. Aud BMP-ul, dar nu știu unde e. Uite-l. Gata, mă, l-am luat BMP-ul, mă. L-am luat cu antieriena, frate. Target destroyed. Eu dau niște bombe și apoi vin niște mocuri. Ai nevoie de bombe? Nu. Sunt în fața mea aici, să știi. Uite, l-aud, îl văd. M-a luat de-o spate, de mama dracu m-a luat. Nu mai am. Ba da, mi-a dat ăsta. Ia să mă bag cu ăsta, mă, că e șmecherul ăsta. Paul, angajăm la companie, te bagi, face live la muncă. Ia. Ia-l meu ăsta.
Bă, o câștigăm, fii atent tu aici, de nu o câștigăm pe asta. Da, hai să ținem punct. Sau țin băieții de acolo, hai să omorăm mai mult. Hai. Hai că omorăm pe 62 ăla care m-a omorât. Aha. Îl fac șef de secție, de producție. Vezi că e la monument, îl vezi unde e pe hartă? Hai să investim. Hai. Uite-l, uite-l. S-a dus. S-a tot dus. Spre stânga noastră s-a dus? În dreapta, pe tamă. Te descurc? Mai descurca, nu mai descurca, ei. Cred că s-a dus la A, sau mă rog, spre A. Ia uze, mă, ia. Acolo, un down, BMP și JPG. Panul e IC-1. Te luat? Tu trei acolo la parc. Da, tu trei la parc. Acum mai am. Target destroyed. Bravo. Ce bă, știi ce tunuri are ăsta? Doamne, M247 ăsta. E șmecher rău de tot. Ia ce mai vă vorbesc că ești aici. Are 40 mm, Beaufort 40. E mai tare ca ZSU. ZSU ăla n-are precizie, e... are reculul mare, știi? Ăsta are... Da. Da, nu mă omoară pe mine de fiecare dată. Tu e acolo. Da, nu mă, prea am avut. Pică am greu, dar mă rog, nici nu-ți trebuie. Aia, curat, aia, curatură, coada voci, bravo, l-ai omorât pe ăla. Vezi că s-ar putea să vadă de la spawn. Aha. Nu, no, dar oricum nu-l văd. E departe. Nu mai îmi pierd timpul cu el. Bravo, frate, văd că-i rupi. 17 oameni pe live, nu uitați să-mi dați și mie un live, vă rog eu frumos. Că încerc să mă duc pe ei. M-a luat... Nu mai am nimic. Mă duc eu, dar... Bă, că-i cam omoară pe toți, mâncava-și gura vă. E mașină de aia. E mașină de la franceză. Aha. Aveți că e la... Roger.
l-aud. Nu știu dacă e el, dar l-aud. Da. Ăla e pe IT One. Nu, e JPV-ul, acolo, cred că pot să mă mori. Ăla de 6-7 de la German. Unde e, mă? Păi ce-i fața ta? După, aici, aici, undeva e. M-a luat un AMR 90. Da, ăla da. Care m-a luat cu mine. Da, nu l-am văzut. Uite. A, îl văd în spate, e în spate mult. Hai să vedem. Mai ai ceva? Mai am. Du-te și ia baza, exact, 21 ani și Margaret. Dar ăla trage cu hit FS căcatul ăla. Da, cu 3. Am făcut și eu 4 kill-uri, mă. Ce vorbești, mă, Google, mă? Ți-am pus așa și acum gândește-te să-ți explice doamnei SRI că vrea să-și ia brățarea. Doamne, băi, nasul vostru de nebuni. Nebună, tismici. Păcat că tancul ăsta nu are fapturi. Nu. Ăsta n-are stabilizator, da? Păcat. Ăsta e un tank foarte bun, să știi. Eu cu ăsta fac eu grind la M1 Abrams. Da? Să nu vinii pe aici, pe dreapta? Am exemplu. Am exemplu ăla ce luat, după iau Abrams. E căcatul ăla mic care s-a ascuns aici, undeva în dreapta, fac pariu pe ce vrei tu. Da, dar ce facem să bună în jurul? M-a luat Iac Panzer, de unde dracu m-a fi luat? Din spate m-a luat, mă. Te dracu să te uiți, frate, pe unde te duci mai întâi? Nu face nimic. Salut, jucăm la 8-0, că dai peste 8-7 cu stabilizatorul și USA la 8-0 sunt de tu căcat. Și asta e adevărat, Vitalie. Salut, bine ai venit. Încă o dată link-ul pentru cei interesați. Mergem pe 9-0 dacă e. Nu te știu. Hai cu KPZ-ul, că merge KPZ-ul, așa, nu sunt nebunat, e cam doar probleme cu capul. M-a alergat odată un câine și acum când văd un câine pe stradă, am tendința de a-l strânge. Dar nu cumva ai tendința de a-l mușca? Așa. Bă, nu ți s-au făcut. Da, ai suite milionul T-20. Aia, căcat. Au mâncat americanii, i-au rupt. 9-0. Așa, avem G91 la 9-0. Da. Nice. Să iau 163 sau cu un elicopter? Ce să iei? ME-163. Nu știu, l-ai? Da, l-am, normal. Am ce scuze că te-am întrebat. Ia mă ce vrei, ce căcat. Ia uite-l, mă. Hai că se rezi. Hai să-i arăt un cartofel că nu-i rablă asta. E șmecherul ăsta, mă. KPZ-ul.
L'americani are altă denumire, dar nu l-am research-ul l'americani. Mergem la B sau mergem la C? Eu m-a spawnat jos să mergem la C. Ce zici? Ce zici, dumneata? Domnul Chilan? Domnul Chichilan? Păi, dar voi pe Gabriel Andrei l-ați mai văzut, mă, pot activa aici, că eu nu l-am mai văzut pe Gabriel Andrei, dar nu mai țin minte, mă, mâncava și groază. Era Nu pot să activ. vorbesc când sunt loading, scuze. A, n-are nimic, mă, stai liniștit. Ne spanăm jos și mergem la ce? Repede? Da. Ha. Hai că ăsta are viteză. Hai. Îmi place și skinul ăsta de mor. Mitraliera este senzațională asta. Bun, ia să vedem, numai de jos, că de sus te ard de la... Exact, numai de jos. Nu traversez până zona asta, Italie. Dacă am luat-o de aici în jos, m-au nenorocit ăștia de la... Că mai ales că au și opticul bun acum. Cătălin, strânge-te singur decât ortanda. Barbă, mustață, noapte bună, bărbuță. Așa nu se poate. Așa ziceam și noi. Și am luat Dacia. Ajută, leopard, dar 1 la 1, cred că nu Nu, e. se pare că sunt în Austria. Și tu ai un skin la el, nu? E bun skin ăsta, e frumușel. Da, ăsta mi l-a dat automat, dar am alt skin. Aha. Cred că se bază, trebuie să faci un pas cu el. Ăia care stau la munte Mă rog, acum. înseamnă... Mă rog, înseamnă că tot mai are de... Știi unde mă duc eu, la locul meu de campat acolo. Ce frumos se aude când se încarcă. Dar mie îmi place doctorul. Opa, s-a avut o rachetă de BMP. E frumos, nu, dar e pătu, exact, e supraalimentat, e de asta pe turbină, știi? Uite, Tamu, ce merge înaintea noastră. Exact. Mergem direct în față, aici? Dacă reușim să traversăm, suntem șmecheri, dar nu cred. Vezi că e în față. Da. L-ai luat, l-a luat. Nice. Te repari? Să iau și tu, da. Mi-a luat drive. Hai, aștept. De ce nu cere ajutor? Copilul, dacă nu strigă, cum e? Mâna întinsă, fără o, cum era, un cuvânt, un cântec. MPT la american sau XM103. Am mâncat 160 de litri de țuică. Că ești gura lui. Helicopter. What the fuck, nu-mi plac elicopterele. Nice, și-o mai fi și ca 50, nu? Opa, am văzut pe unul. Stai așa că am văzut un tank. Target destroyed. Ce am luat? De 55. În față la dreapta? Ah! M-a luat pe stradă, pe bulevard, cred. Da. Am scos curul ca prostul. N-are nimic. G91 mi l-a dat și mie, ia să vedem. Nu mi l-a dat, mă.
Stai că l-am luat eu. Am 636. Pot să încerc prima dată. Să iau ghepardul, mă. Nu. Ia să iau un elicopter. Hai să vedem. Ăsta e elicopter de la destrupești. Zi, ăsta e elicopter destrupești via cu el. Aia, știi că în sat e cineva care are 500 și ceva de litri. Păi stai seama că sunt oamenii de-aia muncesc. Ai luat vreun elicopter? N-ai luat, nu? Da, dar e unul care trage cu mine. E unul exact în direcția ta. Mamă, dar ce e acolo, gogule, de elicopter, ești nebun. Sunt mulți. Trag tot după mine. Este dracu, nu mai văd niciunul acum. Mai ești un avion. A, uite-mă că vezi, vezi ceva. Stai avion. Vezi că e un avion deasupra ta? Vine în picaj la ce? E jos acum. Dar nu prea mai am munit. N-are nimic. Bagă-l spre mine. Oricum nu mă ajunge. Ar trebui să mă duc să repar. Păi da, e un P-47, nu știu ce e. Nice, frumos G91 ăsta, frate. Ai luat ceva cu rachetele, nu ai luat nimic, hă? M-am dus numai pe elicoptere, dar cum m-ați lovit. Cam rup o stea echipa. Eh, pe cât. Nu iau ce eu. S-a urmă un avion, da. E al nostru, da. Kilometri sunt departe. Din păcate și din nefericire, trebuie să mă duc mai aproape de ei. Doamne, ce bine că ai parașuta. Da. Mi-e nu are. Nu? Nu, nu. Și mi se întâmplă să mă duc în afara aeroportului. Între 3 km și ceva are, uite. Cred că stai bine la 3 km. Ce range-au răcătări alea? Stai așa un pic.
Uite-l. Deja trage în mine. Nu te ascunzi. Uite că n-ai niște munci să te ascunzi. Target destroy, deci nebun la cap. L-am luat, mă. Uf, bravo. L-am luat, mă. Acum te colegi. Mi s-a oprit motorul, mă. M-a lovit. Da. E, am făcut un kill. Hmm? Helicopterul ăsta e bun de stropit vinul pentru un moment. Mai am, da. Salut, australiene, bine ai venit. Văd un avion. Cred că e prop. Mă, am luat, nu știi cum e, mă doare la baschetone. Mi-e teamă de amperie. Vezi ceva pe la bază? Nu. Tu du-te în ce-o ăla, sublorează ce-o ăla, că ne rupă ăștia la ce? Ce trag în mine. Nu-mi place avionul ăla. Avea un elicopter, îl vezi? Salut, Paul, merge, da. Treaba, merge ca pe roate, Google. E deasupra lacului, deasupra cetății alea, cum dracu îi zici. Super, Google. Hai să te ai anti-aerenele după mine, nu prea mă pot apropia. Din păcate sunt în zona asta spre B. Și de la B în parte de la... Da. Și dau un long range cu rachete? Alea mea vezi că merg de la distanță foarte mare. Adică să duc exact în poziția unde ai tras tu. Ia uite-o. Ah! L-ai luat, ai văzut? L-am prins. Ce-am zis că la merge la distanță mare. A fost first aerolante, dar a avut full break. Foarte șmecher avionul. Rachetele alea sunt foarte șmechere. Mai sunt, a? Auzi, astea ne-am întrebare. Pot să ți-o pun? Futere de utere, mă. M-a luat. Te-a luat? Cu ce te-a luat, mă? BMP-ul, mă. A tras cu racheta. Cu ce dracu a tras? Nu, m-am dus spre el, am dat racheta și m-am luat cu perete numeric. Acum am cap pe zeu. Eu sunt cu mințele aici, Google, că n-am. Am fost cu mințel. M-a luat, dar nu știu de unde. Deci nu știu de unde. Să moară măsa cu dracu, cum a văzut ăsta pe mine aici. Ăla n-are termal. A, ba da, mă. Mai am ghepardul. Da, cu ghepardul, ce dracu să facem? Posibil să n-aibă termal, dar să aibă
Asta tu nu-i zice, mă. Setările pe low. Da, exact, vorba ta, are setările pe low. M-a pus mă între buscheți. Dacă așa fac și eu de obicei. E, ai văzut? Când pun binocul pe tine, ridic puțin schimb, dar s-a întrebat. E pierdută din nefericire. Da. Mie mi-a părut mai mult la aia cu 300 kg. Da. Acolo am chiar că... Am intrat echipa degeaba. Să știi. Hai că după ăsta închis eu, că nu mai pot. Am obosit. Am transpirat pe spinare. Raketen Jak Panther. Panzer, pardon. E Raketen Jak Panzer. Mai corect e Raketen Jak Panther. Exact. Vai. Vai. Să bar, nu știu câte dale are. El poate tragă doar cu una și după aia se încarcă. E ca BMP-ul așa. Opa. A, e ceva acolo, nu? L-ai luat, bravo tot. Unde e, mă? Domnilor, cam asta a fost. Mulțumesc ca de fiecare dată pentru susținere, pentru like-uri și dislike-uri. Chinaule, eventual facem, mai facem mâine unul, că e vorba aia, e vineri. Cam obosit și eu, mai vin și eu de la muncă. Bine spus. Ha? Zic, bine spus, mâine mai. Păi, da. Ne băgăm în pat. Noapte bună, hai. Pa, pa, te-am pupat. Dragi brigadieri, ne vedem mâine, cel târziu duminică. Dacă ne vedem mâine, vă pupă Paulică. Noapte bună. Pa, pa.